Bună ziua, doamnelor și domnilor, bun găsit la o nouă ediție Bezei Life. Dacă unele domenii activitatea a putut fi suspendată ori mutată în online, în cazul serviciilor publice acest lucru nu a fost posibil, iar astăzi discutăm despre cum a decurs perioada ce a trecut în regim de urgență. Stăm de vorbă cu domnul Laurențiu Ivan, directorul Serviciului Publice Iași. Bună ziua, bine ați revenit în studiul nostru. Bună ziua, bine v-am regăsit. Așa cum spuneam și discutam și înainte de a intra în direct, ați lucrat aproape în regim normal în perioada ce a trecut. Ce s-a schimbat din modul în care funcționa instituția? Da, având în vedere specificul muncii noastre, pentru că ne desfășurăm activitatea, marea majoritate, în oraș, în spații deschise, mă refer aici atât spații verzi, cât și lucrările de amenajări, versanți și celelalte mobilier urban, a fost cumva în regulă să putem să continuăm activitatea cu păstrarea distanței sociale, cu elementele de protecție care erau obligatorii și sunt în continuare, astfel încât nu am simțit foarte mult din punctul de vedere al posibilității desfășurării activității. Unde am avut de suferit și noi ca și ceilalți a fost, având în vedere că noi lucrăm cu majoritatea, cam 85-90% din personal muncitor este din mediul rural, au fost greutăți legate de deplasarea acestora către muncă, dar s-au organizat, am găsit variante astfel încât să păstrăm un colectiv, eu știu, undeva la 75% în permanență la servici. Am rotit personalul pentru ca, ferească Dumnezeu, în cazul unei infectări să nu rămânem descoperiți și au avut concedii de odihnă, majoritatea câte 2 săptămâni și am scos-o la capăt. Spunem, până în acest moment nu am avut probleme, nu am avut îmbolnăviri, din fericire, și activitatea a funcționat, să spun, la un trend normal aproape. Ați efectuat și testări în rândul angajaților? A fost nevoie? Nu am organizat noi acest lucru, nu am organizat, dar am asigurat, v-am spus, mijloacele de dezinfecție, mai ales că una din activități a fost chiar, noi ne-am ocupat de dezinfecția piețelor sau locurilor de joacă inițial, până să fi fost închise, și am respectat și noi în cadrul unității noastre, în sensul am dezinfectat periodic, am luat măsurile de siguranță, să spun, de igienă, au fost respectate și astfel n-am avut situații de îmbolnăviri. A fost și persoane care au refuzat să iasă în teren de teamă de a nu se îmbolnăvi? Nu, să știți că nu au existat, pentru că au existat persoane care nu au venit la serviciu. Am avut în cadrul TESA colegi care au lucrat de acasă, pentru că a fost posibil acest lucru. Au existat colegi care au fost și ei în concedii de odihnă. Ne-am rânduit astfel încât să putem să asigurăm funcționarea firmei. Mă gândesc că pentru servicii publice, faptul că parcurile au fost închise a reprezentat un plus. Ați reușit să lucrați liniștit, să nu fie perturbată activitatea? Da, am lucrat într-adevăr chiar foarte intens. Bineînțeles, este mult mai ușor să lucrez atâta timp cât terenul este liber, nu sunt. Dar, pe de altă parte, în momentul când lucrez și vezi că s-au realizat lucruri frumoase și nimeni nu se poate bucura de aceste amenajări, iarăși nu este, pentru că este și satisfacția muncii fiecăruia dintre noi. Dar am lucrat, într-adevăr, am făcut multe amenajări în acest an, deja finalizate. Suntem permanent, avem lucrări în desfășurare la această oră, chiar lucrări mari, pe care sperăm să le finalizăm într-un ritm cât mai rapid. Au fost și proiecte care au ieșuat din pricina pandemiei? Nu. Aveți în plan anumite lucruri și nu ați reușit? Un singur proiect a ieșuat, dar nu din pricina pandemiei, din pricina faptului că o parte a acelui teren era teren proprietate privată și nu puteam să-l amenajăm, pentru că ar fi fost un proiect foarte frumos și foarte amplu și astfel ne-am limitat numai la terenul care era proprietate publică, dar ca un eșec, să spun, ca un proiect aproape eșuat, dar nu în totalitate. Dar în rest, nu, am lucrat
și lucrăm în continuare, pentru că, de exemplu, sunt proiecte foarte ample. Anul ăsta a demarat chiar cu realizarea unor proiecte ample pe suprafețe foarte mari și continuăm astfel încât până la sfârșitul anului, eu știu, să terminăm zone întregi. Vorbim de chiar zone de quartaluri, de clădiri, care să fie în întregime amenajate. Ce aveți în plan? Povestiți-ne. Păi am avut anul ăsta în plan mai multe amenajări. Dacă o amenajare, să spun, foarte amplă, a fost cea de delimitată de strada Țuțora, care a fost finalizată prin proiectul primăriei, splaiul Bahlui Mal Drept și strada Primăverii, de exemplu. În acea zonă deja am reușit amenajarea unor suprafețe importante de spații verzi, mai mult cele perimetrale, să spun, urmând, mă refer, parcul din Podul Roș, parc mare, cum spunem noi, unde era locația respectivă, în Primăverii, toată suprafața de-a lungul bulevardului Țuțora, pe o parte și pe cealaltă. Am intrat în zona Codnare, am reușit amenajarea unui scoar acolo foarte frumos la alimentară și urmează să intrăm în interiorul cartierului. Este un proiect foarte ambițios, demarat la inițiativa domnului primar în martie, chiar odată cu începerea sau aproape cu începerea pandemiei, și deja și colegii la Citadin lucrează la parcări. Noi am amenajat spații verzi, cei de la Salubris cu punctele gospodăriști, astfel încât se creează o zonă foarte frumoasă. O întrebare care persistă de fiecare dată când urmează să veniți în studioul nostru și o primim și noi pe rețelele noastre. Când vor dispărea acele garduri din jurul blocurilor? Noi ne dorim să dispară acele, din punctul de vedere al celor care amenajăm spațiile verzi, ne dorim să dispară acele garduri și acele împrejmuiri, pentru că într-adevăr, nu poți să gândești o suprafață unitară sau să ai o viziune peisagistică unitară în momentul în care există tot felul de bucățele împrejmuite și aici, în zona, de exemplu, pe care vă dădeam drept exemplu, zona Țuțora, pe măsură ce am intrat în această zonă, aceste împrejmuire au dispărut. Și, bine, n-au fost nici la nivelul altor zone, unde există mult mai multe, eu știu, delimitări de acest gen, dar au dispărut. N-am lucrat niciodată și să rămână acele împrejmuiri. Și este foarte limpede că în momentul în care continuăm acest gen de lucrări, v-am dat exemplu cu Țuțora, că este, mi-a venit primul în minte, pentru că noi lucrăm și în zona Dacia avem acum amenajări mari. Avem și amenajări terminate. În zona Dacia Alexandru am avut o amenajare foarte frumoasă pe strada Argeș, care este finalizată de aproximativ, eu știu, o lună de zile, unde am refăcut aleile, am făcut spațiile verzi, sisteme de irigații și așa mai departe, unde și acolo au existat delimitări de tot felul. Au dispărut acele delimitări, terenul a fost eliberat și a fost plantat și gândit ca unitar. Sigur, și arată mult mai aerisit. Arată extraordinar de bine. Uh-huh. Și așa vom face în toate zonele. Adică nu vom tolera, să spun, să mergem pe lângă țarcuri. Știți? Da. Câți bani alocă primăria anual pentru întreținerea spațiilor verzi? Mă gândesc la cum arată orașul în raport cu banii investiți. De la sumele diferă și este foarte greu să vorbim de sume alocate pentru întreținere, pentru că atunci când vorbim de întreținere, spunem numai ca să întreținem, să facem lucrări specifice de întreținere a spațiilor verzi deja existente. Și există lucrări de amenajare, care deja lucrările de amenajare presupun un efort și financiar mai mare. Și vă dați seama că pe măsură ce aceste lucrări de amenajare vor continua, lucrările de întreținere vor veni din spate cu un volum mult mai mare și se vor aloca bani mai mulți, vom ajunge să alocăm bani mai mulți pentru întreținere decât pentru amenajare. Deocamdată noi suntem într-un stadiu, nu vă pot da o cifră exactă, vă pot spune că suntem într-un stadiu în care lucrările de amenajare și cele de întreținere cumva sunt cam în balanță, adică
sumele alocate pentru întreținere sunt alocate și pentru amenajări noi. În momentul în care vom, eu știu, ne vom apropia de suprafețe generoase, atunci se va schimba balanța. Dacă înainte alocam bani numai pentru întreținere, adică cosit, tuns, garduri și de câțiva ani buni am alocat bani mai mulți pentru amenajare, ca să putem avea ce întreține ulterior. Sigur. Și acum am ajuns în situația cumva echilibrată. Putem face lucruri multe cu bani puțini? Cum să nu? Dar trebuie să avem în vedere să minimizăm toate costurile. Dacă înainte, vă spun, noi cumpăram florile. Toate florile erau cumpărate, o foarte mică parte din flori și anumite tipuri de plante erau produse în sera de la Mara de Vânt, vechile sere din anii 50. Acum toate florile sunt produse de noi. După cum știți și ne-ați și vizitat, producem un număr foarte important de flori. Vrem, pe măsură ce, pe an ce trece, să mărim capacitatea noastră de producție, întrucât vedem că avem, să spun, posibilitatea să plantăm toate aceste flori și vă dați seama, costurile au scăzut substanțial. Dacă acum, eu știu, 5 ani, dădeam pe flori o sumă de bani, acum producem poate de două ori mai multe flori cu aceiași bani. Când lucrez cu plante anuale, este clar că acestea trebuie și schimbate. Da. Și aveam și un mesaj pe care l-am primit pe site. Cineva ne scria, nu ar putea fi plantate flori perene în loc de gazon? Ar putea fi niște zone cu poieni sau alte plante mult mai rezistente care nu consumă atâta apă? Deci, orice plantă, în momentul în care este secetă, deci o secetă cum ne-am confruntat în acest an, nu există nicio plantă care să reziste fără apă. Mai ales în climatul nostru, vorbesc doar plante de, eu știu, de deșert sau, dar plantele perene și ele rezistă, dar trebuie și ele udate, deci apa trebuie asigurată, iar în momentul în care, bineînțeles, vedeți, noi în oraș facem amenajări. O să găsiți amenajări în care alternează atât plantele perene, cât arbuștii, arborii și florile. Florile sunt pata de culoare care apare în cadrul amenajării peisagistice. Deci toate au rolul lor. Nu putem să ne axăm numai pe o anumită... Gazonul are rolul lui, pentru că este fondul verde pe care se desenează toate aceste amenajări. El îmbracă solul într-un fel în care alte plante nu reușesc să-l îmbrace și se poate întreține astfel încât să fie îngrijit tot timpul. Pentru că ne dorim atât spațiu verde, dar și frumusețe. Partea estetică contează foarte mult în cadrul unei amenajări. Nu putem să plantăm o pădure în oraș. Nu avem, nu apare niciun fel o pădure în oraș. Putem avea parcuri care au un număr exact, adică aproximativ de arbori, de arbuști, există norme care clasifică aceste tipuri de amenajări. Și trebuie să fie un echilibru. Bineînțeles. Cum gândiți amenajarea peisagistică a unui spațiu? Ce factori aveți în vedere? În primul rând, zona respectivă. Noi gândim și infrastructura amenajării respective. De exemplu, dacă este o zonă care nu a avut amenajate alei, au fost create poteci ca o zonă de trecere. Am luat în calcul amenajarea de alei pentru ca oamenii să nu mai treacă pe spațiu verde sau pe pământ, că la un moment dat era pământ. Creăm zonele, vedem, umbră, sunt arbori existenți. Arborii existenți, dacă sunt bătrâni, trebuie toaletați sau sunt arbori care sunt uscați sau putregăioși, nu mai, trebuie înlăturați. Gândim zonele ce alternează, lumină, umbră și
toate elementele acestea, noi avem un colectiv de proiectare a acestor spații. Eu, dacă mă întrebați, nu o să știu să vă spun foarte bine, dar cam acestea sunt elementele, zonele de trecere, utilitatea spațiilor respective, dacă este un spațiu în care vin studenți, învață. Uitați, am avut parcul de la Bicaz, de aici, din apropierea dumneavoastră, din centru. Veneau studenți, învățau în parc, am creat estacade pe care să stea, să învețe, să fie o zonă atât de verde, cât și o zonă pentru copii, că veneau și mulți cu copii mici. Da, da, da. Erau elementele de fitness care le-am pus și pe alea în valoare, știți? Adică un parc deservește mai multe categorii de oameni. Sunt atât copii, cât și oameni care vor să citească, să studieze, cât și cei care vor pur și simplu să fac antrenament la locuri, la elementele de fitness, știți, și toate lucrurile acestea trebuie avut în vedere în momentul în care gândim utilitatea unui parc și către cine se adresează. Bineînțeles, parcul se adresează către toată lumea. Dar există parcuri frecventate mai mult de tine sau parcuri frecventate de oameni în vârstă mai mult. Uh-huh. Cum spuneați, aveți și specialiști care se ocupă îndeaproape de latura peisagistică. Dumneavoastră, cred că sunteți mai apropiat de ce ține de buget. Bugetul este un factor decisiv? În general, bineînțeles că este un factor de la bani plecăm și modul cum reușim să gospodărim acești bani pentru a realiza tot ceea ce ne-am propus contează foarte mult. Mai ales într-o situație de criză. Uitați cum am trecut acum printr-o situație de criză. Corect, pentru că și primăria și-a modificat bugetul. Bineînțeles, încasările au fost mai mici. Noi a trebuit să ne adaptăm, să ne adaptăm costurile, cheltuielile care sunt strict urgente, care erau indisolubil legate de activitatea noastră și de capacitatea noastră de a lucra în continuare. Vă dau un exemplu. Dacă n-ai motorină, nu poți să lucrezi, nu poți să scoți utilajele cu care îți faci treaba. Dar poți să amân o investiție pentru o perioadă de după criză. Știți? Adică banul trebuie gestionat în anumite. Cum ne spuneați, e foarte important să adaptați totul și la condițiile pe care le oferă acel oraș. Ce elemente de peisaj, arbori, flori, se potrivesc Iașului? Noi, în principal, sunt arborii foioși care apar în majoritatea locurilor. Dintre arborii foioși știți că Iașul este îndrăgostit de tei. Teiul este cumva un arbore care este simbolul Iașului, dar și în afara teiilor, uitați, facem o amenajare acum foarte frumoasă în Parcul Independenței. Am transplantat, pentru că în parcul acela existau niște tuia vechi, urâte, uscate, niște urâte, în fine. Da, da, da. Pentru anul, le-am transplantat în cadrul pepinierei, urmând ca să le putem folosi, eu știu, ca material mamă, spunem, ca material săditor. Iar am plantat în jur de 100 de arbori noi, mă refer foioși. Am plantat platan pentru că, din discuțiile cu colegele mele care se ocupă de amenajare, platanul având în vedere că creează o coroană foarte mare și bogată, nu poți să faci o densitate mare de platani, dar poți să ai în vedere umbrirea unor anumite zone pentru a crea un spațiu de umbră, știți, unde se poate odihni un cetățean. Da, da, da. Avem tei, avem doi copaci mai rari la noi întâlniți, este arborele lalea. Avem unul la... În grădina botanică este, nu? Nu, este, avem unul chiar plantat de noi la, în apropierea Consiliului Județean, în colț. Acum am pus și aici am plantat sorb, arțar de toate felurile, cromatici diferite. Deci folosim arbori și care au o calitate bună, mă refer la materialului. Nu punem niște lăstari care... Ei sunt arbori formați în pepinieră, arbori de calitate care am plantat și care în câțiva ani o să dea o altă imagine acelui parc. Ne aplicăm foarte atent asupra esteticii într-un parc, pentru că degeaba avem 5 arbori înghesuiți pe un metru pătrat unul în altul, care niciunul din ei nu se poate dezvolta și, din păcate, au fost și sunt în continuare foarte mulți în orașul nostru.
Niciunul nu se poate dezvolta. Am un molit și un tei și mai este un frasin. Și dacă măsurăm perimetru, am o suprafață de un metru pătrat sau un metru jumate de acolo. Niciunul din acești arbori nu se dezvoltă. Atât el nu este un arbore sănătos, da, 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 pentru că nu poate să-și dezvolte coroana, cât și din punct de vedere estetic, nu mai știi ce este acolo. Și automat încercăm să remediem lucrurile astea, pentru că nimeni nu este bucuros să tai un arbore. Dimpotrivă, vrem să salvăm arbore, vrem chiar să... Dar există situații în care, ori din, datorită faptului, din cauza că este uscat, trebuie înlăturat pentru că este un pericol. Da, da, da. Sau din cauza că deja nu mai are formă, nu mai reprezintă, este un ciot. Un ciot din care crești doi lăstari și nu mai are nicio formă arborele acela. O să vedeți, îmi cer scuze, amenajăm acum parcurile Ghica Vodă din Copou, pe stânga și dreapta, știți, erau acele zone verzi, împădurite, cu mulți copaci și arbori, iar numai și acolo a existat la un moment dat alei, noi am început cu refacerea aleilor, vrem să creăm niște puncte în care să aducem apa ca să putem uda, pentru că datorită secetei nu suferă numai gazonul sau flori, suferă și arbori în lipsă de apă, toate plantele suferă. Și am reușit deja să terminăm o parcelă, o rabată, cum spunem, dar eram săptămâna trecută, în timpul furtunii respective, eram chiar acolo cu echipele noastre. O parte din echipe lucrau la alei, o parte lucrau la amenajarea spațiilor verzi. Și vă spun, în 5 minute, în urma unei rafale, au început să cadă ramuri foarte mari și arbori să se prăbușească, din cauza faptului că ori sunt foarte bătrâni, ori erau uscați, ori erau slăbiți, pentru că un arbore poate părea verde. O să vedeți că în momentul în care apar furtuni și fenomene atmosferice de extreme, cumva, cu vânt puternic, vijelii, vara nu o să cadă arbori uscați, niciodată. O să cadă crengi din arbori uscați, dar nu o să cadă arbori. Vor cădea tot arborii cei care au frunze multe, o masă foliară mare, cum spune, care au fost crăpați sau la un moment dat. În acea zi, în fața mea, în parcul expoziției, s-a despicat un arbore în două, pentru că a căzut o bucată, o creangă foarte mare, a fost ruptă, arborele n-a putut să susțină această coroană, adică ramură, și a crăpat în două, urmând ca și cealaltă jumătate a arborului era sprijinită de un alt arbor. Adică trebuie dată și atât o formă a arborilor ca să crească rezistența lor, vorbind de rezistență, și starea de sănătate se îmbunătățește în momentul în care se dezvoltă coroana, dacă arborii sunt înghesuiți, sunt multe lucrări care s-au făcut în oraș, cu săpături, canalizare și alte lucruri care au slăbit rezistența, rădăcinile arborii, sistemul radicular. Noi vedem un arbore frumos, verde, dar din fapt el, vedem că la o furtună mare se dezrădăcinează. Avem arbori dezrădăcinați, pentru că au fost săpături făcute, intervenții care au afectat sistemul radicular. E clar că în trecut aceste amenajări nu aveau anumite reguli. Poate că așa erau și vremurile, cine știe. Lucrurile au evoluat între timp. Dar în continuare avem ieșeni pasionați sau nostalgici după vechea imagine a orașului. Așa. Asta ar trebui să înțeleagă oamenii. Că în momentul în care se fac niște toaletări, se ia decizia de a se tăia un arbore, nu se face doar de dragul de a se întâmpla acest lucru. Nu, niciodată. Pentru că noi, dimpotrivă, vrem să punem în valoare fiecare arbore în cadrul unei amenajări. Încă o dată spun, când crește o vegetație degringoladă și fără nicio, cum să spun, este sălbatic, este luxuriantă. Nu suntem într-o pădure. Acolo circulă oameni, acolo trebuie să ne bucurăm de fiecare ieșire în spațiu respectiv, în spațiu verde. Adică spațiile din oraș nu sunt pădure, asta trebuie să înțeleagă cetățenii. Sunt parcuri. Parcul are
o logică în amenajarea lui, atât ca locuri de trecere, de odihnă, de, din punct de vedere estetic, trebuie să aibă un număr de arbori, cum am mai spus, un număr de arbuști, un număr de flori, eventual, nu știu. Și trăim în niște timpuri moderne. Ce înseamnă să amenajezi un spațiu în stil contemporan? Mai sunt panseluțele, ori jardinierele la modă? Bineînțeles, în locurile unde nu se pot, într-un spațiu urban, nu peste tot poți să faci spații verzi, pentru că sunt foarte multe betoane. E, zonele respective trebuie amenajate cu jardiniere, în care se plantează diferite flori sau arbori, sau arbori chiar. Uitați-vă la Palace, nu? Toată lumea a luat ca etalon Palace. În Palace există o sumedenie de plante la ghiveci, pentru că, de exemplu, sunt plante care nu rezistă iarna și atunci trebuie luate, depozitate iarna și protejate. Sau protejate în locul unde se află. Optica amenajărilor este schimbată. Noi acum există tot felul de tehnologii, de idei venite. Mergem în afară, în străinătate, vedem ce realizează și ceilalți. Ne inspirăm și noi. Noi de ce n-am putea avea lucrurile astea sau plantele astea sau arborele și în orașul nostru, înțelegeți? De asta nu trebuie să rămânem, eu știu, cramponați într-o anumită idee sau pus gardurile vii. Ați văzut gardurile vii? La timpul respectiv asta a fost concepția și viziunea, dar ele sunt... Acolo se strâng gunoaiele, acolo se adună, eu știu, oamenii fără adăpost, acolo se aruncă gunoaie deliberat, nu numai datorită vântului, că bate vântul și ele sunt ca o barieră în fața gunoiului. Ori, deschizând spații, noi tot timpul ne cramponăm în oraș de spații închise. Avem garduri. Dar spațiile acestea pot fi deschise, amenajate frumos și automat, eu vă spun, în toate zonele unde am intrat cu amenajări de acest gen, toți locatarii, nu numai că au fost extrem de încântați, dar avem acum solicitări și la toți vecinii de amenajare acestor spații. Da. Și sunt zone, uitați-vă, o să vă dau un exemplu. Un copou. Este o zonă rezidențială de clasa 1, nu? În copou există acele garduri vechi, în preajma policlinicii cu plată, dacă știți. Da, da, da. Unde există... sunt bălândăi, cresc în degringoladă. Nici nu mai spune că ești undeva în zona 0 a Iașului. Și... vom intra și acolo să facem amenajări, înțelegeți? Dar în urma unei aceste amenajări, bineînțeles, o să scoatem un gard viu, o să tăiem un arbust care este strâm, înghesuit între alți trei, o să păstrăm ce este de păstrat, urmând ca după aia să venim să plantăm arbore, arbuși, flori și celelalte, să amenajăm sisteme de irigații, pentru că fără apă, încă o dată, nu putem vorbi de amenajare peisagistică. Apropo de apă, auzisem că pentru gazon e necesar doar soarele. E adevărat? Fără apă? Fără apă. Păi, orice plantă se hrănește cu apă. Adică dacă nu ai udat-o, ea moare. Orice plantă. Nu există plantă, doar o floare din plastic, cred că nu. Așadar, implică un întreg procedeu. Da. Nu, vorbesc, nu există nicio plantă să nu aibă nevoie de... Dacă nu există apă, nu putem vorbi de... amenajare. E clar că oamenii nici nu au educație în direcția asta și nu au gust pentru natură. V-ați gândit să realizați ateliere cu cetățenii? Cine ar fi interesat, nu știu, în fiecare... Să facă amenajări. Sâmbătă, duminică, să dar existe să aceste ateliere că în de grădinărit. Perioadele normale, nu în această perioadă, au existat, au fost foarte multe acțiuni de voluntariat. Bine, noi, majoritatea acțiunilor de voluntariat s-au axat pe plantarea de arbori. Și întrucât nu mai există locuri în oraș, au fost mai mult zonele limitrofe, să spun, vizate pentru plantare un număr mare de arbori. În oraș ai unde să plantezi un număr atât de mare grupat într-o anumită zonă. Pentru că ajungem iar la, de dragul de a face un lucru, o să nu-l facem bine. Vă dați seama, arborii cresc chiar să creăm aglomerații. Dar, din punctul de vedere al amenajării, avem situații în care oamenii au solicitat amenajare
dorind ca ei să se ocupe de întreținere. Pentru noi ar însemna un pas foarte important. Noi să venim cu amenajarea și dumnealor să vină cu întreținerea spațiului respectiv. Bineînțeles, este necesară și intervenția colegilor mei, pentru că încă o dată când nici măcar apa nu este suficientă pentru un spațiu verde, este necesar să fie ajutat cu îngrășăminte, este necesar să fie dat tot felul de substanțe pentru dezinfecție și împotriva fungilor. Știți? Spațiul verde arată într-un fel pentru că asupra lui se acționează permanent. Da, da, da. Dacă este abandonat și nu este întreținut, și el se nu degradează, rezistă, sigur. Se degradează. Da. Toți ieșenii își doresc, dacă s-ar putea, să avem gazon și în grădinile din, de pe lângă blocuri. E o idee bună? Ce presupune? Montarea, întreținerea? Păi, acest lucru vă spun. Noi deja avem zone întregi în care am intrat între blocuri. Cum am spus, în Țuțor avem între blocuri gazon. În Nicolae Iorga și nu numai, am, în Poatie avem între blocuri, lângă cămine respective, zone importante. Este vorba de întreținere, pentru că în perioadele în care trebuie tuns, cosit, intrăm și efectuăm aceste operații și alte lucruri nu, și udare, bineînțeles. Da, da, da. Dacă nu, ori nu udăm, ori nu cosim la timp, terenul se degradează, spațiul verde se degradează. Dar cetățenii devin conștienți de faptul că trebuie să întrețină aceste locuri. Locuri pe care înainte nici nu erau băgate în seamă, acum există și spirit civic. Spune, nu intra cu cățelul pe spațiul verde sau strânge sau sigur. Numai... pentru că își dau seama că este un plus și pentru locul în care stau. Când ies afară și este un spațiu amenajat frumos, generos, cu bănci, cu... este un alt aspect. În momentul în care mă întâmpină un gard prin care trece și o plasă de sârmă și mai este și un vecin care mai crește și o găină acolo, vă dați seama, este un lucru total neplăcut. Citisem la un moment dat că datorită gazonului un oraș poate scăpa de praf. Da. În mod normal, datorită oricărui forme de vegetație, orașul poate scăpa de praf. Uh-huh. Dar pentru că vegetația se absoarbe da? Dioxidul de carbon. Problema este calitatea foarte multă a spațiilor verzi. Că spunem, care este suprafața de spații verzi pe cap de locuitor? Suprafața de spații verzi este acoperitoare pe cap de locuitor, astfel și spațiul verde. Mai mult, cred că contează calitatea acestei suprafețe. Dacă este total, vă dați seama, dacă am avut înainte suprafețe foarte mari cu flori și am renunțat la aceste suprafețe, la cele covoare foarte mari cu flori, din ce cauză? Pentru că floarea rezista o perioadă, de exemplu, cum erau lalelele, de câteva săptămâni, după care trebuia iarăși să pregătești terenul, să mobilizezi, să plantezi altceva. Erau timp foarte mari în care terenul nu era amenajat. Suprafața respectivă genera praf, pentru că terenul se usca, nu era nici măcar irigat, se usca, bătea vântul, se crea praf. Automat, spuneai, am spațiu verde pe care plantez niște flori, dar în marea majoritate a timpului el era pământ. Vedeți, de asta am renunțat la acele întinderi foarte mari. Avem amenajări punctuale, astfel încât să îmbinăm și acele plante perene despre care vorbiți, care sunt tot timpul în acel loc, cât și planta anuală care ea rezistă un an de zile. În anul respectiv avem flori acolo plantate. Cât și, bineînțeles, plantele bianualele care au o perioadă de viață, chiar dacă desfășurată în decursul a 2 ani, ele ca timp sunt mai puțin vizibile, acele panseluțe, cum spuneți. Să știți că am vrut să renunțăm la pansele. Ca să spun, dintre plantele bianuale, panselele sunt cele mai rezistente, care au inflorescența cea mai mare, pentru că și noi, dacă ați văzut pansele de anul acesta, am produs pansele cu inflorescență foarte mare. Sunt foarte frumoase, da. Și sunt rezistente pentru perioada asta de frig, rezistă sub zăpadă foarte bine. Din păcate, anul ăsta n-am avut zăpadă.
Și în primăvară, iarăși, până înfloresc lalelele, era o perioadă aia tampon în care aveam flori. Da, pentru da, că scopul nostru este să avem tot timpul flori. Flori sau în perioadele în care nu este zăpadă pe teren. De aceea nu putem renunța la pansele, pentru că există și alte plante bianuale, dacă sunt mai sensibile, primula, de exemplu, care iar are inflorescență frumoasă, dar este mai sensibilă la primul ger moare sau, știți, este o analiză, pentru că tot timpul am aceste discuții cu colegii mei, dar vă dați seama și când ne facem un plan de plantări, ce, pe ce producție mergem în anul următor, ce a mers bine, ce nu a mers bine, pentru că este o dinamică în ecuația asta. Dacă vedem că în anumită zonă nu merge o floare sau o plantă, încercăm altceva pentru a nu lăsa locul respectiv descoperit, știți? Este o muncă frumoasă, dar tot la fel de adevărat este că este și foarte solicitantă din punctul ăsta de vedere, pentru a fi în priză tot timpul, pentru a veni tot timpul cu lucruri noi, de a veni cu flori noi, de a veni cu idei noi, de a veni cu tipuri de amenajări noi. Dacă ne mulțumim la un anumit standard deja realizat, înseamnă că involuăm, începem să ne întoarcem în punctul din care am plecat. Da. Așadar, amenajarea spațiilor verzi cu responsabilitate poate fi cheia pentru ca Iașul să scape de poluare, să devină un oraș mai puțin este poluat. Este cea mai importantă măsură, din punctul meu de vedere, care trebuie luată. Până la sisteme de filtrare artificiale sau alte soluții, chiar, bine, amenajarea spațiilor verzi și este o măsură sustenabilă, este pe termen lung, ea se poate, pe măsură ce aceste spații vor fi în integralitate amenajate, putem vorbi că sursa de poluare, o mare parte din sursa de poluare a dispărut. Ați adus în discuție echipa, specialiștii. La agronomie se învață partea tehnică, dar școala practică în care omul este învățat să planteze o grădină, să taie un copac, există? Cum să nu? Noi, inclusiv în acest an, în afara cursurilor, să spun, de perfecționare ale lucrătorilor noștri, ați adus aminte acum de tăierea copacilor. Am organizat mai multe sesiuni de pregătire, atât pentru personalul tehnic, inginerii, care se ocupă de această activitate, cât și cu personalul muncitor, tăietorii, drujbiștii, cum îi știm toți. Atât o sesiune practică, cât și teoretică. Practică, mă refer, în teren, cu profesorii din cadrul Universității Agronomice, cu care am discutat, am arătat exact, pentru că suntem acuzați că nu întrebăm specialiști, nu lucrăm cu specialiști, noi, dimpotrivă, ne consultăm permanent cu profesorii de la Universitatea USAMAV, cerem sfaturi, ne interesăm și în alte locuri, la colegi din țară care au capacități de producție, ce soluții au adoptat într-o situație sau alta. Deci nu se fac lucruri după ureche. Chiar dacă poate părea, de exemplu, o toaletare mai agresivă, are o logică în spatele lui. Adică este toaletarea sau tăierile de, sunt tăierile de formare, sunt tăierile de corecție. Vă dați seama, se intervine în oraș, nu este ca într-un spațiu deschis, în blocuri, o creangă atinge în geamul unui locatar, altă creangă face umbră vecinului la parter. Avem foarte multe situații în care ni se solicită foarte insistent toaletarea unor arbori, iar în momentul în care ajungem acolo, alți locatari sar și spun că nu trebuie toaletat. Nu este foarte ușor și tot oprobiul ăsta public se răsfrânge asupra lucrătorilor noștri, care de multe ori nu sunt, se simt foarte confortabil din punctul ăsta de vedere. Uh-huh. Și mă bucur că ați condus discuția în acest punct. Ne scrisese și cineva că personalul care se ocupă de spațiile verzi uneori vin și mutilează vegetația și fac un exces de tăieri care devine dăunător. Vedeți, totul are o logică în sunt spate. Păreri, noi nu putem să schimbăm integral părerea populației asupra muncii noastre. Ideea este că nimeni nu vrea să ciunțească un arbore,
Dar dacă el este uscat, am avut o situație, vă spun sincer, erau un arbori uscat integral. În momentul în care au căzut crengile de sus, s-au spart. Deci au, știți cum, așchi. E casant, e foarte casant. Da. O creangă uscată e casantă, nu mai își pierde elasticitate, se sparge propriu. Și n-au vrut să înțeleagă, că arborul ăla este uscat, e uscat. O zis, să mai lăsăm o cioată, poate mai dă într-un an, doi, trei, o să dea. Nu, exact, știți, mortul la groapă nu se întoarce. E aceea situație, este un copac mort. Mai mult câștigăm un an, doi, trei să-l scoatem, să scoatem rădăcina, să plantăm un alt arbore în locul ăla, decât să ne cramponăm de un arbore care... Sigur. Și mai ales că nu există niciun loc unde e scos un arbore și nu îl înlocuiți. Exact. S-au înlocuit mai mulți arbori. Dar tot așa, avem o logică, pentru că nu mai vrem să creăm acele aglomerări pe metru pătrat. Arborele, dacă nu are un spațiu vital, el nu se poate dezvolta frumos. Nici frumos, nici sănătos. Și de asta. Da. Nu trebuie, nu contează, încă o dată, numărul copacilor. Contează calitatea lor și ce ne dau ei. Cum se amenajează acum spațiile verzi din Europa civilizată? Care este viziunea, modalitatea de abordare? Eu, în călătorii care le-am făcut prin Europa, să știți că au același mod de abordare ca al nostru. Și pot să spun, chiar fără falsă modestie, că de multe ori chiar spațiile noastre verzi arată mai bine. Exact. Pentru că am fost, de exemplu, nu o să vă ascund, acum un an, sau am fost în Austria, am fost în Germania și în Danemarca, de unde luăm noi brazii. Dar bine, aici am fost în concediu, să nu înțelegeți altceva. Și am văzut, acum 2 ani a fost o secetă foarte mare în Europa Occidentală. Ei n-aveau suprafețele, și vă vorbesc aici de suprafețe pietonale foarte importante și foarte bine gândite la momentul respectiv, dar nu aveau irigații. În moment, era zona de munte. A fost secetă la munte, n-au plouat 2 sau 3 luni. Acele spații erau uscate și neîngrijite și arătau foarte rău. Știți, Austria, țara cu mușcate la fiecare casă, zonele comune arătau foarte rău, tocmai din cauza că ei era obișnuit să aibă precipitații. Noi am fost în Germania, în zona castelelor, München, și vreau să vă spun că în fața Palatului nostru Culturii, cu tot scandalul și cu o produs atunci, arată foarte bine. Chiar și florile noastre erau mult mai frumoase. Ne scrie și cineva pe Facebook că Viena poate fi un etalon. Dar Viena nu prea are spații. Are parcuri. Are dar parcuri. Bulevardele, din câte știu, nu. Depinde de zonă. Sunt zone care sunt super urbanizate, cu construcții moderne și... Bine, Viena este un exemplu de bună practică, din punctul meu de vedere, ca oraș mare. Adică se apleacă asupra parcurilor, se apleacă, dau... au un simț pentru estetic și în ceea ce privește sărbătorile de iarnă și tot ceea, că nu vorbim, dacă vorbim numai de spații verzi, au amenajări făcute în oraș frumoase. Am mers prin parcurile lor, arată bine, nu am. Dar vă spun, dacă luăm acum parcul expoziției a nostru și mergem într-un parc din Viena, veți vedea că nu ne vom rușina cum arată parcul expoziției al nostru, parcul expoziției din Viena sau parcurile, un parc din Viena. Apropo de parcul expoziției, mi-am amintit, ieri am surprins o discuție, un copil voia să pășească pe gazon, nu exista nicio plăcuță care ar fi interzis, iar mama l-a tras imediat spunându-i că nu e voie. Avem voie sau nu? Avem voie. Deci copiii, așa am spus-o și o repet, au voie, n-au, bineînțeles, pot zburda pe gazon să se joace. Este impropriu să joc fotbal pe gazonul dintr-un parc. Adică dacă jucăm fotbal sau crește stresul pe unitatea de suprafață pentru gazonul ăla și bineînțeles că nu o să reziste. Parcul expoziției este un parc care este umbros. Da. A fost foarte greu să facem, să trăiască gazonul acolo pentru că am făcut foarte mari eforturi. Pentru că, bineînțeles, la umbră iarăși este un mediu, nu este propice pentru Sigur. Dezvoltarea gazonului. Dar am reușit. Și arată bine. Bineînțeles, copiii se pot, dar nu cu biciclete, nu cu role, adică pot păși, doar nu se întâmplă absolut nimic.
Simțiți că ar trebui valorizată această meserie? Dacă întrebi acum pe cineva cine vrea să devină grădinar, toată lumea, cel puțin în Iași, o să spună că vor să fie ori avocați, ori oameni de afaceri. Există oameni care și-au ales ca meserie, eu știu, horticultura, dar vă spun că ea va deveni din ce în ce mai importantă, pentru că și cei, toți oamenii au văzut cât de frumos este un spațiu amenajat. La noi nu s-a pus din școală accent pe spațiu verde din jurul unei construcții. În alte țări, deja au alocat bani pentru spațiu verde din faza de proiect, pentru, gândesc, spațiu verde din faza de proiect pentru amenajarea construcției respective. Ori, în acest moment, lumea se îndreaptă spre amenajări. Noi avem suficient de multe solicitări pentru amenajarea spațiilor rezidențiale, pentru că una este să trăiesc într-un loc, chiar dacă stau la casă pe pământ și nu știu să amenajez un spațiu verde, nu știu să-l fac să reziste. V-au cerut părerea ieșenii, nu? Cum să nu, dar și am făcut amenajări la populație. Bineînțeles, în fiecare zi există solicitări, să știți. Cum peisagiștii noștri merg și acordă consultanță populației, în sensul ăsta. Cum ar trebui amenajat, ce ar trebui să aibă, ce plante să se pretează. Pentru că nu orice plantă sau orice floare plantată într-un anumit fel este tocmai o alegere potrivită, în primul rând pentru planta respectivă, în al doilea rând din punct de vedere estetic, și discuțiile pot continua pe tema asta. Este un domeniu întreg, este și un domeniu al frumosului, știți? Sigur, se văd și rezultatele muncii. Da. Care ar fi neajunsurile Iașului din punct de vedere peisagistic, comparându-ne cu alte orașe, precum Cluj, Brașov, Timișoara? Nu cred să aibă Iașul un neajuns din punctul ăsta de vedere. Dimpotrivă, Iașul este un oraș foarte frumos. El pleacă cu zestrea frumuseții. Deci noi nu mai venim și cosmetizăm. Este un oraș care clima din Iași este foarte bună și propice pentru amenajări peisagistice. Nu, cred că un pic trebuie umblat la, eu știu, la modul cum percepția omului, pentru că în momentul în care vrem să facem un spațiu frumos, exact ca și când mergem să tăiem un copac fructifer, un pom fructifer. Dacă este cineva care nu se pricepe cum se taie un pom fructifer, nu are inimă să stea lângă meseriașul care taie pomul fructifer, că îi se pare că l-a ciunțit, l-a terminat. Meseriașul când taie pomul fructifer se gândește atât la fructe, ca un echilibru, atât la dezvoltarea lui, la sănătatea copacului. Și acesta, în final, vedem vara sau toamna, că apare foarte frumos încărcat de fructe sau și cu o curană frumoasă, frumos creată. Același lucru este și la noi, când amenajăm. Nu poți să faci omletă fără să spargi ouă. Trebuie scos un gard viu, un bătrânit lemnificat, care e plin de paraziți, cum exista buxusul ăsta de foarte mulți ani. El a fost frumos, se pot crea niște jocuri, labirinturi, poftim. Dar spațiul ăla este un spațiu închis populației. Mă întrebați dacă poate să pășească pe gazon. Bineînțeles că poate să pășească. Este un spațiu pe care te invită să interacționezi cu el. Da, da. Dacă am buxus de roată împrejur și garduri vii, să pășim, să ne băgăm prin el sau ce să facem. Și nici nu vezi ce e dincolo. Degeaba pun în spatele unui gard viu flori și fac frumos, că nu vede nimeni. Este un nimic. Da. Vă întrebam de neajunsuri. Care este locul cel mai nepotrivit încadrat? Unde ați interveni mâine, dacă s-ar putea? Dacă mă întrebați, consider că sunt în zona centrală locuri care pot fi puse mult mai frumos în valoare. Mă refer aici la parcul de la Teatrul Național, dar pentru care există un proiect și este pe lista de investiții a primăriei, unde am înțeles că o să fie o lucrare foarte frumoasă și nu numai legată de spații verzi, o armonizare cu fântâni și toate celelalte. O zonă care nu arată tot mai bine și este zona din preajma Consiliului Județean, care și acolo se poate interveni, vorbim ca zone centrale. Și în primul rând, dacă mă întrebați, aș interveni în zonele dintre blocuri, acele împrejmuiri, acele țarcuri, știți, le spun, în care
care nu se întâmplă nimic decât își servește cafeaua vecinul de la parter sau mai joacă o tablă acolo, dar care nu cadrează cu un trai în comun, eu știu, într-o comunitate, într-un quartal de clădiri. Și acele spații se pot deschide foarte frumos, atât peisagistii, se pot crea locuri de joacă, chiar parcări amenajate, pentru că asta este și rațiunea, ca oamenii să aibă loc să-și parcheze mașina, să nu și mai parcheze pe spațiile verzi. Pentru că m-ați întrebat dacă este suficient numărul de spații verzi, teoretic este suficient, dar dacă pe spațiul ăla verde este o parcare, de fapt, el figurează ca spațiu verde și el este o parcare, vă dați seama, noroiul de acolo este antrenat și dus în oraș și noi, din păcate, trebuie să, pe de-o parte, colegii la Salubis măture, să speli străzile, să facă curățenie. Noi trebuie să punem popici, pentru că oamenii nu vor să înțeleagă o parte din ei, că nu trebuie să mai intre acolo și automat punem popici de delimitare, care nici ei nu sunt foarte ok, pentru că nu trebuie să înțeleagă. De aici încolo nu mai ai voie ce să cauți. Este o muncă comună. Dar una peste alta încercăm să schimbăm fața așa. Este, apropo de a schimba, este nevoie de personalizări pe zone? Mă gândesc că fiecare cartier exprimă altceva, vorbește alt limbaj. Ne-am gândit la acest lucru. Ne-am gândit din punctul de vedere al mobilierului urban mai mult ca și să personalizăm cartiere. N-am ajuns în această fază. Noi am încercat să creăm un mobilier urban prietenos și frumos. Ați văzut, am renunțat la vopseaua aia kaki care era înainte. Am încercat să lucrăm cu lemnul natur, cu lacuri și tot felul, cu baițuri de astea naturale. Încercăm tot timpul să găsim forme diferite, pentru că am avut, dacă o să vă uitați în zona casei studenților, veți vedea niște tipuri de coșuri de gunoi. Dacă mergem în parculețul din vale spre Râpa Galbenului pe dreapta, acolo unde am creat noi valonamentele respective la arbori, veți vedea alt tip de mobilier urban. Nu am abandonat ideea și o vom continua. Nu v-am întrebat niciodată și mi-am dat seama acum. Intrările orașului oferă prima impresie. V-ați gândit să interveniți în această zonă pentru a oferi un alt impact turiștilor? Deci noi am intervenit și o să, dacă rememorați, veți vedea, din Păcurare avem rondul Carrefour, care deja noi, chiar în lipsa apei, arată foarte bine și am reușit să-l menținem într-un ok. Avem rondul de la capătul Păcurarului, unde am reușit să tragem apă cu niște eforturi fantastic de mari și am reușit și Am continuat anul trecut, am intrat pe partea dreaptă. O să vedeți suprafețe între blocuri împăcurari, amenajate, spații verzi, gazoni, irigații, flori. Acum, de exemplu, suntem împăcurari pe partea stângă, am găsit un parculeț chiar între blocuri, chiar un pic la bulevard, unde vrem să facem iarăși un loc de relaxare în punctul respectiv. Și unde identific Păcurariul Vechi, intru, iarăși, avem anul ăsta amenajat o zonă pe taluzul respectiv frumos amenajat, avem solicitare și în cealaltă parte, unde scările care dau la Negruțe. Buciumul este foarte sărac, paradoxal, la bulevarde sau spații publice verzi. Pentru că sunt foarte multe case, proprietăți, nu avem unde. Am făcut plopii fără soț și am încercat acolo să aranjăm. Am identificat zona de intersecție cu strada Vișani, unde tot l-am amenajat ca un scoar, spațiu verde. În fiecare zonă încercăm să identificăm pe calea Chișinăului. În anul acesta am scos gard viu, am plantat gazon, am pus, venim cu flori. Să dăm o notă de modernitate. Este foarte greu să faci într-o perioadă relativ scurtă de 2, 3, 4, 5 ani, chiar foarte mult, pentru că suprafața orașului este foarte mare. Dar deja se vede că sunt zone ample care au fost aranjate și amenajate. E importantă îmbinarea dintre nou și vechi? Nu se poate renunța la vechi? Dacă mă întrebați pe mine din punct de vedere peisagistic, când avem arbori bătrâni frumoși, care sunt spectaculoși, nu o să poți renunța niciodată la ei. Luați platanii de aici, din centru, nu o să poți renunța, sau un stejar maestos, sau la oricare alt arbori care arată bine. Dar în momentul în care
ai un arbore care este vechi, bătrân, scorburos, care reprezintă un real pericol și pentru cei care sunt în preajma lui, trebuie renunțat fără doar și poate și la vechi. Nu trebuie făcut nou de dragul noului, dar atâta timp cât nou acoperă niște nevoi, și atât din punct de vedere estetic, cât și din punct de vedere al calității spațiului verde și a aerului, în final, acesta trebuie adoptat. Bahluiul cum ar putea fi pus în valoare? Bahluiul nu-l administrăm noi. Sunt Apele Române cei care întrețin Bahluiul și efectuează cosirile albe a Bahluiului. Am înțeles că din punct de vedere hidrografic nu pot să intervin albea unui râu cum este Bahluiul, pentru că este o legislație în sensul ăsta și nu se poate. Dar se pot crea puncte, bine, cu acceptul, eu știu, celor de la Apele Române, atâta timp cât nu se pot planta arbori în albie, nu se pot. Vegetație mică, mă refer, flori, arbuști mici, pot fi plantați și create niște zone, de ce nu, chiar care să rupă monotonia zonei. A fost o perioadă în care ieșenii nu au putut pătrunde în cimitire pentru diverse activități. Acum am înțeles că este permis. Da. Ce îi așteaptă? Ce surprize le-ați pregătit din punct de vedere peisagistic? La cimitire este... Da, există și surprize la cimitire, pentru că în perioada aceasta de interdicție, noi am demarat o lucrare de investiții importantă în cimitirul Sfântul Vasile. Am trecut la amenajarea unor aleilor din beton, deci vechile alei care erau din pământ, amestecate cu piatră. Lucrăm deja, suntem într-un stadiu avansat al lucrărilor, continuăm cu această amenajare. Pe porțiunea de drumuri care erau din pământ sau pietruite. Nu intrăm pe zona de pavaj, care pavajul are farmecul și arată suficient de bine. Lucrările în cimitire sunt cele de întreținere, pentru că acestea sunt necesare, mă refer aici la cosit, toaletări, udat, că și aici există vegetație care trebuie udată din când în când. Și ca și lucrări de investiție, se mai preconizează în acest an două lucrări importante la Monumentul Eroilor din 1916-18. Vom face pavimentul, pentru că monumentul a fost renovat în cursul anului trecut. Deci la monumentul respectiv, atât vor fi ca lucrări de investiții. Un proiect ambițios al societății a fost SERA. Cum funcționează în momentul de față? Suntem foarte mulțumiți de SERA și de investiția noastră, pentru că, într-adevăr, reușește să acopere necesarul de flori, atât din punct de vedere numeric, cât și din punctul de vedere al calității. Punem foarte mare accent pe calitatea florilor, pentru că o floare care nu este calitativă, ea, chiar dacă o punem în pământ, nu va rezista. Ea pleacă perfect adaptată din sera noastră pentru a putea fi plantată, cu un sistem de radicular de rădăcini foarte bine închegat, cu formă și culori foarte bine definite. Suntem foarte mulțumiți de produsele noastre. Ca drept dovadă, în acest an avem un proiect, o investiție de mărire a capacității de producție a serei, cu încă 1500 de metri pătrați. Ne-am și apucat de partea de fundație. Sperăm ca până la sfârșitul acestui an să putem ridica construcția, urmând ca la începutul anului viitor să putem termina partea de instalații și încălzire. Mai sunt probleme în ceea ce privește mobilierul urban? Vă mai confruntați cu... Nu, în această perioadă n-au fost probleme, pentru că oamenii n-au fost în parcuri, pe străzi, nu ne-am... probabil și localurile au fost închise, n-au mai existat excese. Chiar am fost bucuroși din punctul ăsta de vedere. Era o parte bună în supărarea generală că acesta a rezistat.
Dar sperăm ca, cu sprijinul colegilor de la Poliția Locală, să nu mai existe derapaje din punctul acesta de vedere. Oamenii cred că nu au mai fost supărați pe dumneavoastră nici pentru blocările de roți ori ridicări de mașini. Nu a mai fost cazul. Nu, au fost ridicate numai mașinile care, eu știu, încurcau desfășurarea unei anumite activități, dar nu în sensul să fie ridicate și duse în bază, ci au fost translate, propriu zis, câteva metri. Aș vrea să și concluzionăm, pentru că am ajuns la finalul emisiunii. Ce așteptări aveți de la Ieșeni? Pentru că e clar, noi avem foarte multe așteptări de la servicii publice. De dar la Ieșeni, personalul ce-și dorește de la cetățeni? Eu personal mi-aș dori ca să toți cetățenii noștri să ne înțeleagă, pentru că vrem să facem lucruri frumoase și bune. În sensul în care nu vrem să stricăm nimic din ceea ce este, dimpotrivă vrem să îmbunătățim și să creăm un mediu mult mai prietenos pentru toți cei care trăim în orașul nostru. Și nu numai, și pentru cei care ne vizitează, de ce nu? Deci acesta, un pic mai multă responsabilitate și spirit civic atunci când cineva strică, pentru că vedeți, spiritul civic nu trebuie să se manifeste numai într-o anumită direcție. Când lucrătorii de-ai noștri taie o creangă, iarăși tăiați, iarăși stricați, dar nu vine nimeni să ne spună nu mai stricați mobilierul, nu mai intrați sau nu mai rupeți florile sau nu mai furați, știți? Și poate spiritul civic mai mare din partea tuturor, așteptăm sugestii și să știți că foarte multă lume ne scrie pe mail, pe Facebook și ne dau idei, ne aduc la cunoștință lucruri care le putem să le facem, vin cu idei chiar, cum s-ar putea face un lucru sau celălalt și vă asigur că ținem cont de toate aceste propuneri sau sugestii. Acum, în final, o ultimă întrebare de pe Facebook din partea unei urmăritoare. Va prelua altcineva paza și securitatea cimitirelor de la 1 iunie? Da, noi suntem încheiem un contract cu firma de pază, pentru că de ce să nu recunoaștem, ne-a afectat și pe noi din punct de vedere economic criza aceasta dată de coronavirus. Nu mai putem să susținem, să plătim către un terț o sumă de bani pe care noi nu avem la momentul ăsta, adică ajungem în imposibilitatea să mai asigurăm fondurile necesare, pentru că la începutul anului noi am bugetat o sumă, acum din păcate nu mai putem să mizăm pe acest lucru. Am ajuns la concluzia, în urma unor studii de-a noastre, împreună cu persoana, cu consultanță, că paza proprie ar aduce economii de aproximativ 25%, iar 25% în ecuația asta este foarte mult pentru noi ca societate, plus că personalul de pază poate fi, conform legii, folosit și pentru alte activități. Deci de întreținere, trebuie să facă curat, să, eu știu, să încaseze banii la poartă sau să facă și alte lucruri. Fapt care ne-a adus la concluzia că trebuie să încercăm varianta cu paza proprie. Și veți face angajări în acest context? Am făcut angajări deja, continuăm cu angajările. Astfel că până la sfârșitul acestei luni, când se expiră contractul nostru cu firma care ne-a asigurat paza, să putem demara cu paza proprie. Pentru că sunt foarte multe persoane îngrijorate de faptul că își vor pierde locul de muncă. Ar putea depune un dosar pentru... Nu este nicio problemă. Noi nu avem parte priuri, nu facem angajări pe sprinceană. Totul să aibă atestat de pază, să fie o persoană dornică și aptă de muncă și... Așadar, și o veste bună pentru doamna care ne-a scris. Vă mulțumim foarte mult pentru prezență și pentru toate informațiile. Și vă așteptăm să reveniți în studioul nostru. Mulțumesc și eu. A fost alături de noi domnul Laurențiu Ivan, directorul Serviciei Publice Iași. Am ajuns la final de emisiune. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru faptul că ne-ați urmărit până la final. Vă invit să dați un like și un share acestei postări pentru ca mesajul să ajungă la cât mai multă lume. Rămâneți în continuare alături de echipa noastră, atât pe paginile de Facebook, pe site și pe YouTube. Ne revedem mâine de la ora 13 la o nouă ediție. Toate cele bune!